President Putin is now trying to use a weapon, use the winter as a weapon of war against Ukraine. And this is horrific, and we need to be prepared for more attacks. That's the reason why NATO allies have stepped up their support to Ukraine. Allies are providing advanced air defense systems and different systems that can both address the threats that are represented by the different types of drones, but also cruise and ballistic missiles. And I expect that one of the messages from the foreign ministerial meeting here in Bucharest will be the need to further step up the provision both of air defense systems, but also, of course, spare parts, training, and ammunition to the different air defense systems, because we need to help Ukraine to defend themselves against this horrific type of warfare. Răspunsul meu este da, este nevoie de mai multă forță de apărare, de descurajare pe flancul estic. Acest lucru l-am spus de mult de la început, ca să fiu foarte specific, și chiar astăzi cu domnul secretar general am discutat aceste chestiuni. După părerea mea, este nevoie de un număr sporit de militari aliați, dar asta nu este suficient. La Madrid, decizia a fost mai degrabă generică, toată lumea a fost de acord că asta trebuie făcut, dar acum doresc, cel puțin asta a fost partea mea, doresc să trecem la fapte. În plus, este nevoie de planuri foarte concrete, ca în cazul unui atac să se știe foarte exact cine, ce trupe și unde trimite. Nu putem să lăsăm astfel de decizii pentru un ultim moment și să fim atunci luați prin surprindere. Este nevoie. Mulțumesc! Thank you! Thank you.